Doi bărbați de 66, respectiv 58 de ani, și-au deschis un bordel, afacerea fiind deschisă în locuința uneia dintre asociați. Pentru început au angajat două fete din zonă, una dintre ele fiind chiar minoră de 17 ani, iar cealaltă având 19 ani. Prețul unei partide de amor începea de la 20 de lei. Fiindcă a fost riscant să dea anunțuri la mica publicitate, cei doi asociați și-au făcut loc pe piață practicând concurența neloială. Un bordel low cost, în care o partidă de sex făcut în viteză valorează doar 20 de lei. Clienții mai mofturoși și cu fantezii puteau plăti și 100 de lei pentru serviciile primite. Colac peste pupăză, unul dintre afaceriști, este consilier local în localitatea Țibănești și el este cel care se ocupă de promovarea bordelului. Despre afacerea înfloritoare de la țară au auzit și oamenii legii care le-au făcut o vizită, lucrători ai Serviciului de Investigații Criminale Iași și secției numărul 4, Poliție Rurală, Miroslava, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași, au efectuat 4 percheziții domiciliare, strângând destule probe pentru a-i putea reține pe cei doi întreprinzători. Cei doi bărbați au fost reprezentați parchetului de pe lângă judecătoria Iași cu propuneri legale, iar judecătorii au decis ca cei doi bărbați să fie judecați în stare de arest preventiv. Astfel, aceștia au primit 30 de zile de arest.